Vlad Pascu a aflat acum verdictul judecătorilor. Ce a hotărât tribunalul Constanța? Vlad Pascu rămâne în arest preventiv, iar toate cererile de înlocuire a acestei măsuri au fost respinse de instanță. Decizia a fost luată marți, 23 iulie, de tribunalul Constanța. Vlad Pascu rămâne în arest. Tribunalul Constanța respinge contestația. Vlad Pascu. Autorul accidentului mortal de la 2 mai în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața va rămâne în arest preventiv după ce tribunalul Constanța i-a respins marți contestația la decizia judecătoriei Mangalia. Tribunalul a menținut prelungirea arestului preventiv cu 60 de zile, respinând contestația ca nefondată și obligându-le pe Pascu la plata cheltuielilor judiciare în valoare de 600 de lei. Respinge, ca nefondată contestația formulată de către inculpatul Pascu Vlad Matei, împotriva încheierii din data de 17 a 7 a 2024, pronunțată de judecătoria Mangalia. În dosarul NR4989-254-2023-16, în baza art 275 alin 2 CPP, dispune obligarea contestatorului inculpat Pascu Vlad Matei, la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în sumă de 600 lei. Definitivă, conform deciziei Tribunalului Constanța. În data de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN39 și, în jurul orei ora 5.25 de minute, în apropiere de 2 mai, a intrat într-un grup de pietoni. Impactul a avut consecințe tragice, doi tineri pierzându-și viața iar alți trei fiind răniți. Pascu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în vama veche. Anchetatorii au stabilit că se afla sub influența mai multor substanțe interzise, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină. Măsura arestului preventiv, analizată de judecătoria Mangalia în 17 iulie. Judecătoria Mangalia a analizat în 17 iulie măsura arestului preventiv în cazul lui Pascu. Instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive, menținând această măsură pentru încă 60 de zile, de la 17 iulie până la 14 septembrie 2024. Cererile formulate de Pascu pentru înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu au fost respinse ca neîntemeiate. În baza art 362 alin 2 cod procedură penală raportat la art 208 cod procedură penală, constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpatul Pascu Matei Vlad, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului prevăzute de art. 192 alin. 1, 2 și 3, art. 196 alin. 1 și 4, art. 336 alin. 2 și art. 338 alin. 1, toate din Codul penal, cu aplicare art. 38 alin. 1. Din codul penal. Menține măsura arestării preventive față de inculpatul Pascu Matei Vlad, pe o durată de 60 de zile, de la data de 17-2024 a a până la data de 14-9 a a 2024, inclusiv, se arăta în minuta instanței, din 17 iulie. Vlad Pascu este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului. Dosarul său a fost înaintat judecătoriei Mangalia pentru soluționare, următorul termen în acest dosar fiind programat pentru 14 august.